Să trecem acum și la ultima parte a acestei mini-serii de tutoriale referitoare la listele de rulante și anume la acele liste a căror elemente sunt stabilite în urma unei căutări. În celula C6 avem introdusă o listă de în care elementele sunt trecute în coloana K. Dacă, de exemplu, am dori să avem printre elementele listei doar acele nume care conțin succesiunea de caractere M, A, R, vom scrie de la tastatură aceste caractere, dar de această dată se observă că printre elementele listei nu se regăsesc decât acele înregistrări care conțin această succesiune de caractere. Ionescu Marian, Onofrei Mariana și Marin Ion. Dacă, de exemplu, nu am scrie niciun caracter în celula care conține lista de rolantă, Elementele listei ar fi toate acele înregistrări din coloana K. Să vedem cum putem implementa acest tip de listă derulantă. În celula I6 o să folosesc o serie de funcții pentru a realiza căutarea acelui șir de caractere. Și în primă fază o să încep cu funcția search. care va primi două argumente. Primul argument va fi celula unde se introduce acea succesiune de caractere, în cazul nostru este celula B6, și apoi celula în care să se facă respectiva căutare. În cazul nostru, celula respectivă este celula J6. Dacă, de exemplu, am scrie caracterul P, ar trebui să primim ca rezultat cifra 1, deoarece caracterul P se află în interiorul textului scris în celula J6. Dar dacă vom introduce în celula B6 caracterul X, care bineînțeles că nu se află în interiorul numelui Popescu-Georgel, vom vedea că vom primi o eroare, deoarece. Acest caracter nu s-a găsit în interiorul celulei G6. Pentru a putea expanda această formulă și pentru restul înregistrărilor, va trebui ca referința către celula unde vom scrie șirul de caractere să fie o referință absolută. Pentru acest lucru vom executa un click în bara de funcții pe numele celulei B6 și vom apăsa tasta F4 astfel noi am creat o referință absolută către celula B6. Acum nu ne rămâne altceva de făcut decât prin metoda drag and drop să expandăm această formulă și pentru restul înregistrărilor. Dacă de exemplu vom scrie șirul de caractere mar, ar trebui să primim ca rezultat un număr care reprezintă poziția de începere a acestei înșiruiri de caractere. Deci, pentru înregistrările Ionescu, Marian și Onofrei, Mariana, acest, această succesiune de caractere începe cu poziția 9. Iar pentru înregistrarea Marin, Ion, se observă că această succesiune de caractere începe cu poziția 1. Deci, funcția search returnează întotdeauna un număr atunci când respectivul caracter sau înșiruire de caractere se regăsește în interiorul celulei în care se face căutarea. Bineînțeles că pentru a ne lega de rezultatul funcției search putem folosi funcția isNumber care va returna valoarea true în momentul când funcția search returnează un număr sau valoarea false atunci când funcția search nu returnează un număr și bineînțeles că acel șir de caractere nu se regăsește în celula căutată. Expandăm formula și pentru celelalte înregistrări și se observă că pentru înregistrările Ionescu Marian, Onofrei Mariana și Marin Ion avem valorile returnate true, iar pentru celelalte două înregistrări avem valoarea fals deoarece șirul de caractere mar nu se regăsește în interiorul acestor celule. Acum vom face un lucru care în primă fază poate părea un pic ciudat. Pentru fiecare string găsit, deci pentru fiecare valoare true returnată de această funcție, va trebui să incrementăm un număr. Practic, pentru fiecare înregistrare, vom avea un număr diferit. Și pentru acest lucru în celula I6 vom adăuga funcția if, în care primul parametru reprezintă rezultatul funcției isNumber. Deci, valorile true sau false, în cazul în care funcția isNumber va returna valoarea true, o să folosim funcția max. Funcția max returnează valoarea cea mai mare dintre două valori, dar noi vom Aplica funcția max către aceeași valoare, către aceeași celulă, în primă fază, făcând o referință absolută către celula I5, în care nu avem trecut nimic, și apoi vom compara cu valoarea din aceeași celulă, dar de data aceasta vom face o referință relativă. Și la această valoare vom adăuga valoarea 1. Deci practic vom incrementa valoarea 0 de fiecare dată când funcția isnumber va returna true. Deci pentru fiecare string regăsit. În cazul în care funcția is number va returna valoarea false, să ne fie afișată valoarea 0. Expandăm această formulă și către restul înregistrărilor și observăm că pentru fiecare înregistrare în care s-a găsit șirul de caractere introdus în celula B6, apare un număr diferit. Practic acest număr este incrementat la o nouă găsire a respectivului șir de caractere. Acum va trebui să copiem înregistrările pentru care s-a găsit această potrivire de caractere în coloana M sub uh, rezultatul căutării. Pentru acest lucru ne vom folosi în primul rând de funcția rows. Funcția rows nu face altceva decât să numere rândurile în o anumită plajă. De exemplu, dacă în celula M6 o să scriem rows și apoi M6 referința absolută, Și apoi uh, referință parțială absolută către M6 vom vedea că în primă fază apare numărul 1 deci avem un singur rând, dar dacă vom translata această formulă uh, pentru celelalte înregistrări vom vedea că pentru fiecare rând apare câte un număr. Ne vom folosi de rezultatul acestei funcții ROWS pentru funcția VLOOKUP în așa fel încât să putem să copiem înregistrările pentru care s-a găsit potrivirea șirului. Deci, vom folosi funcția VLOOKUP în care vom căuta valoarea introdusă în coloana M. Vom realiza căutarea în zona de celule I6 J10. Apoi vom spune funcției VLOOKUP să ne returneze datele de pe a doua coloană, practic numele și prenumele, și tipul căutării va fi fals, deci vom dori o potrivire exactă. Se observă că în acest moment a apărut înregistrarea Ionescu Marian, deoarece este prima înregistrare care conține o potrivire a șirului pe care l-am introdus în celula B6. Translatăm formula din celula M6 și observăm că pentru fiecare înregistrare pentru care s-a găsit potrivirea șirului, a fost copiat numele în coloana M. Se observă că funcția veluca preturnează și eroarea NA pentru elementele pe care nu le-a găsit. Pentru a evita acest lucru, bineînțeles că o să ne folosim de funcția ifNA și în cazul în care vom primi această eroare. Al doilea parametru al funcției IFNA va fi două caractere ghilimele fără niciun caracter scris între ele pentru a reuși să nu scriem nimic în celulele în care avem această eroare. Se observă că în momentul de față acea eroare a dispărut. Acum nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să implementăm lista derulantă în celula B6, în așa fel încât elementele listei să fie preluate din coloana M. Pentru acest lucru vom selecta coloana B6, vom accesa meniul Data, Data Validation, vom alege opțiunea List și ca sursă va trebui să folosim funcția Offset, astfel. În primul rând vom specifica celula din care să fie preluate elementele. Această celulă este M6. Vom face o referință absolută către această celulă. Apoi vom sări cum am văzut în prealabil cei trei parametri și ca ultim parametru vom folosi funcția count a care va număra câte celule pe verticală în respectiva coloană conțin înregistrări. Bineînțeles că va începe numărătoarea de la celula M6 și ne putem duce până la celula M10. Executăm un click pe butonul OK și ar mai trebui să mai facem un lucru. În cazul în care vom introduce un caracter care nu se află printre elementele listei, vom primi o eroare. Este una din puținele situații în care, pentru o listă derulantă, va trebui să oprim afișarea acestor erori. Acest lucru îl facem tot din data validation, din tabul error alert și debifăm această opțiune. În acest moment putem introduce orice caracter dorim în celula B6 indiferent dacă acel caracter se află în interiorul elementelor listei sau nu. Se observă că printre elementele listei se regăsesc doar acele șiruri care conțin șirul de caractere pe care l-am introdus în celula B6. Aceasta a fost miniseria de tutoriale dedicată listelor de rulante din Excel sau liste verticale, cum mai sunt numite de către Microsoft. Eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!